Salut și bine te-a regăsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. În tutorial de astăzi o să vorbim despre un nou program Microsoft PowerPoint din suita Office 2007. Un program foarte ușor de utilizat care ne ajută să creăm prezentări. Prezentările în Microsoft Office PowerPoint 2007 sunt alcătuite din diapozitive sau slide-uri, acestea fiind paginile fișierului. Un diapozitiv poate conține texte, elemente grafice, obiecte multimedia, cum ar fi elemente audio, video și așa mai departe. Aspectele sunt folosite la aranjarea obiectelor într-un diapozitiv. Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive care stabilește amplasarea informației pentru un conținut care urmează să apară într-un diapozitiv. Mai pe scurt, elementele pe care le adăugăm în prezentările pe care le vom face în acest program. Acest aspect al diapozitivului conține casete cu bordură punctată sau hașurată, după cum se vede. Avem bordură punctată. Desigur, o prezentare poate conține și alte elemente, cum ar fi imagini, diagrame, tabele, imagini smart art, despre care vom vorbi în tutorialele următoare. Noi, pentru a începe să lucrăm în PowerPoint, avem nevoie să ne creăm o prezentare. O să începem prin crearea unei prezentări necompletate, adică un șablon alb, să spun așa. Cum creăm un șablon? Dăm click pe butonul Office, pe Nou. Și avem aici o prezentare blank, adică o prezentare goală, să zic. Și dăm click pe butonul Creare. Practic s-a creat o nouă prezentare. Noi nu am avut nimic făcut înainte ca să vedeți modificarea. Avem posibilitatea să creăm o prezentare folosind șabloanele instalate, adică template-urile care ne sunt la dispoziție, ne sunt puse la dispoziție. Cum facem asta? Dăm click pe butonul Office, din nou pe Nou. Și avem în panoul template, avem template-uri instalate. După cum bine puteți vedea, avem câteva șabloane aici. O să selectăm și noi unul și dăm click pe creare. Avem, după cum puteți vedea, o nouă prezentare folosind un șablon predefinit pe care îl putem desigur modifica după bunul plac. Cum modificăm textul? Dăm simplu click pe în spațiul de text și putem să ștergem ce scrie aici. Ce scrie în Family Photo Album. Am dat un exemplu. Aici putem să scriem data, august 2014. După cum puteți vedea, modificările au avut loc. Avem câteva slide-uri prezinte, număr de 6. De asemenea, putem să adăugăm un nou slide. Cum adăugăm? Un slide, dăm click dreapta pe ultimul slide și dăm pe New Slide. Avem slide-ul cu numărul 7, unde putem să introducem elemente pe slide. De asemenea, dacă dorim ca acest slide să-l avem de două ori, dăm click dreapta și dăm pe Duplicate Slide. Puteți vedea, avem slide-ul 6 și slide-ul 7 la fel. Cam acestea sunt primii pași pe care trebuie să îi știți în ceea ce privește
crearea unor slide-uri și crearea unei noi prezentări PowerPoint. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Acesta a fost tutorial de astăzi. Vă invit să ne urmăriți în continuare activitatea pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul nostru tutorialevideo.info, să ne lăsați părerile voastre și întrebările într-un comentariu. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!